Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. Da, am discutat despre manipulare, am discutat despre propagandă într-una din emisiunile trecute și cea de astăzi nu face excepție decât într-un anume fel, o să vedeți. Și o să vă spun foarte abrupt titlul, și anume de la ce plecăm. Maghiarii din România au devenit cea mai pro-rusă comunitate de la noi. Și chestia asta rezultă dintr-o serie de sondaje făcute de politologi și de specialiști. Pe unul din ei îl știu chiar și personal, domnul Toro Tibor, un om foarte serios. Și numele domniei sale pe acest studiu m-a asigurat că treaba e chiar pe bune și rezultatele sunt publicate de Transtelex, o publicație de limbă maghiară online. Foarte serioasă și ea. Ce rezultă din aceste sondaje făcute în sânul comunității maghiare din România? Atenție! Am vorbit despre Eurobarometru, țineți minte, care ne-a plasat pe un neonorant ultim loc ca țară, ca România. Deci cei care au răspuns din toate colțurile țării, inclusiv din comunitatea maghiară cu siguranță, pe un neonorant ultim loc, spuneam, apropo de cei care sunt de acord să se livreze ajutor umanitar celor care au nevoie de el ca urmare a războiului în Ucraina, și 35% s-au opus, ceea ce este enorm. Dar revenind la cea mai mare minoritate din România, la comunitatea maghiară, deci, marea majoritate a maghiarilor din Transilvania rezultă din acest studiu a devenit pro-Putin. Și nu e de mirare, o să vedem imediat de ce. Asta am văzut-o inclusiv eu personal, experimentând niște chestii uluitoare pe pielea mea. Cred că ați avut cu toții astfel de evenimente. Studiul relevă că, și citat de Transtelex, cum vă spuneam, mesajele populiste și conținutul antioccidental, antiamerican, generat artificial, câștigă tot mai mult spațiu în mintea și inimile maghiarilor din România, din Transilvania, bineînțeles în speță, în vreme ce românii au în general încredere în UE, în Occident și în Statele Unite, maghiarii transilvaneni au încredere în Victor Orban și în guvernul Fidesz. Și aici se creează un dezechilibru major. Situația asta provine din faptul că în rândul maghiarilor comunicarea despre război, despre războiul din Ucraina, a fost complet dominată de mass media publică maghiară, care este extrem de urmărită. Revin imediat asupra acestui subiect pentru că este fundamental. De mass media publică maghiară, care este complet aservită lui Victor Orban. Și chestia asta a dus la niște cifre absolut uluitoare. Potrivit acestor sondaje publicate de domnul Toro Tibor, doar 25% din cei din Ținutul Secuiesc au considerat că Putin și Rusia sunt responsabili pentru războiul din Ucraina, iar 53% au spus că Ucraina și NATO sunt de vină pentru izbucnirea acestui conflict, deoarece Ucraina a devenit prea aproape de NATO. Da? Deci majoritatea celor din Ținutul Secuiesc sunt de opinia aceasta, în linie, bineînțeles, cu propaganda orbanistă. Rezultatele sunt în totală contradicție cu opinia publică românească. În condițiile în care 74% dintre români consideră Rusia responsabilă pentru război și doar 16% dau vina pe Ucraina și NATO. Este incredibil, ați spune. Nu, e perfect adevărat și cauzele sunt destul de ușor de identificat. Domnul Toro Tibor a declarat că după începerea atacului rusesc, au început acest sondaj împreună cu un sociolog
și a urmărit modul în care minoritatea maghiară din România și românii din România văd războiul. Și discrepanțele sunt uluitoare. Întrebați ce poziție ar trebui să adopte România în această situație de război în Ucraina. 90% din cei care răspund din Ținutul Secuiesc și 86% dintre maghiarii din Transilvania în general au răspuns că ar trebui păstrată o distanță egală față de ambele părți și doar 4% respectiv 5% au considerat că Ucraina ar trebui sprijinită mai mult. Și aici merită să zicem niște lucruri care nu sunt zise suficient de des și care sunt zise când sunt zise cu un sfert de gură. Nu de azi, de ieri, ci cam din totdeauna în Transilvania, cele două comunități, română și maghiară, în general, trăiesc într-o ignorare quasi completă a uneia vis-a-vis de cealaltă. Despre chestia asta am mai discutat. Sunt lumi paralele. Despre lumile paralele română și maghiară în Transilvania s-a scris inclusiv în secolul al XIX-lea. Asta pleacă atât din dorința românilor de a se izola cât se poate de maghiari, cât și din dorința maghiarilor de a se izola cât se poate de români. Discut în medie aici totul, cu excepțiile fericite de rigoare. Deci discursul meu este bazat pe expresia în general, ca să ne înțelegem de unde pornim. Deci se fac bule, da? Bule etnice, cu fericitele excepții, după cum am spus. Și știți bine că presa maghiară din Transilvania este urbanizată în proporție aproape completă, repet, aproape completă. Presa de stat din Ungaria, la fel, quasi generală, este regula de a se supune regimului urbanist. Și ca atare vă mai spun ceva. Această autoizolare a comunității maghiare, în special secuiești din România, în ea însăși și în lumea maghiară imaginată, mentală, oamenii ăștia în mare măsură nu urmăresc presa românească, decât extrem de puțin sau deloc, în secuime către deloc, ca să ne înțelegem despre ce este vorba, se urmărește presa din Ungaria și presa maghiară din Transilvania, ambele urbanizate aproape complet. Și prin ricoșeu, urbanismul, la fel ca o boală, a dat complicații, sau mai degrabă putem spune invers. Putinismul a suferit o complicație prin urbanism. Și atunci, cum treburile sunt translabile dintr-o parte într-alta, în Transilvania urbanismul a dat în putinism. Și chestia asta eu am observat-o personal după începerea războiului la 24 februarie anul trecut cu foarte mulți cunoscuți de ai mei maghiari. De altminteri oameni foarte rezonabili până atunci. Și care în mod absolut uluitor exprimându-și opiniile și discutând despre situația aceasta veneau cu niște chestiuni că eu rămâneam paf. Parcă erau portavocea lui Orban în discuția lor cu mine. Și Orban portavocea lui Putin, bineînțeles. Deci parcă stăteam de vorbă cu Putin însuși aproape. Și asta era incredibil, pentru că nu mi s-a întâmplat o dată, de două ori sau de trei ori. Și domnul Torotibor cu studiul său ne arată că treaba este foarte, foarte serioasă și generalizată. Urbanismul a dezvoltat putinism în Transilvania, prin ricoșeu, prin implicare, adică, sau implicație, implicit. Săgeata aceea dublă din matematică, știți, rezultă din toate astea asta. Asta a rezultat. Izolarea noastră, ca și comunități, și a unora și a altora, faptul că am devenit aproape impenetrabili la ceea ce citește celălalt, ceea ce ascultă și vede celălalt. Și celălalt, pentru că oricum avea inimile
și mintea dincolo, în mare măsură, de dincolo vine Orbanism, care se transformă în putinism. E ca o reacție chimică, dacă doriți. E perfect explicabil, nu-i niciun miracol și nu-i nimic senzațional în asta, e doar trist. E foarte, foarte trist că s-a întâmplat așa. De 11.000 de ori am auzit la aceste persoane, lasă că și ucrainenii, lasă că știm noi că și, lasă că știm noi. Și chestia asta, să știți că pe mine mă dă peste cap, pentru că pe de o parte mi-o pot explica extrem de simplu și de bine, prin faptul că acești oameni sunt expuși la cu totul altceva decât suntem expuși noi în România. Să știți că aici este într-o bună măsură și vina statului român, pentru că n-a reușit și nici n-a vrut vreodată. Efectiv nu i-a păsat, nu l-a interesat să câștige mințile și inimile acestor oameni. Nu doar a comunității maghiare în general din România, ci și în special a comunității secuiești. Deci dacă tu, stat român, care acum ai un discurs corect în această speță, pro-occidental, da, pro-UE, pro-NATO, pro-ucrainean, dacă tu n-ai dobândit simpatia acestei comunități, care comunitatea a fost cumpărată inclusiv material de către regimul domnului Orban, știți bine investițiile colosale pe care le face Ungaria pentru comunitatea maghiară din Transilvania, și acești oameni gândesc foarte simplist și foarte esențial, în sensul că, băi, până la urmă, statul român ce a făcut pentru mine? Altceva decât să-mi tot spună, dacă sunt secui, că eu nu exist, da? Că n-am stea, că am cârpa aia, că nu. Și în afară de nu, statul român ce face pentru mine, da? Pe când statul celălalt vine și mă face cetățean, îmi dă bani pentru copii, îmi creează tot felul de facilități, îi simt prezența chiar în România trăind. Și atunci, desigur că loialitatea ta se deplasează într-acolo. Și desigur că mintea și inima ta este mult mai deschisă către mesajul venind dintr-acolo. Și din nenorocire, în această speță, mesajul care vine dintr-acolo este putinist. Orbanismul este o complicație a putinismului sau viceversa, nici nu mai contează. Și ca atare, în atare situații, comunitatea maghiară din România, în medie, din păcate, cred că zice studiul în majoritatea ei, majoritatea înseamnă peste 50%, a devenit sprijinitoarea, susținătoarea ideilor putiniste. Din nou venim la zicerea veche leninistă, ce este de făcut? Deocamdată nu-i de făcut nimic decât de luat act de aceste cifre pe care vi le-am spus și care sunt descumpănitoare, și după părerea mea, statul român ar trebui să își propună ceva extrem de ambițios pentru deceniile ce vin. Un proiect pe 10 ani care să se concentreze pe comunitatea maghiară din România și pe secui. Și eu v-am spus să spună așa: fraților, vă considerăm frați, știm că v-am înglobat în România acum 100 câțiva ani, fără ca voi să vreți și fără ca voi să fiți întrebați. Știm că s-a întâmplat asta. De atunci a trecut atâta timp, noi dorim ca România să o considerați țara voastră, să vă simțiți bine și confortabil aici și vrem să ne mândrim cu voi. Și printr-o politică inteligentă de a le câștiga acestor oameni inimile și mințile, de la multe până la multe se pot imagina aici pentru a se atinge acest obiectiv, la modul cel mai onest, transparent și cinstit, adică nu tot cu nu, hai să ne așezăm la masă și să vedem care sunt doleanțele voastre și cum le putem împlini astfel încât să fiți mulțumiți,
să nu aveți o frustrare că trăiți în România. Să nu deveniți mai degrabă orbanisto-putiniști. Pentru că asta e o patologie. O patologie socială care nu e bine să se dezvolte în România. Și atunci e bine ca acești oameni să fie câștigați de partea ta. Poate fi realizată această chestiune, bineînțeles, n-a încercat-o nimeni în 100 și ceva de ani. Comunitatea maghiară a fost tratată în toată această perioadă după politică, dacă nu le convine să meargă în Ungaria. Foarte mulți s-au dus în Ungaria, dar nu asta este soluția, să-ți golești țara de maghiari, ci mai degrabă să îi cooptezi într-un proiect comun, să simtă că asta este și țara lor și chiar să simtă chestia asta la modul sincer. Cam asta cred că este de făcut, numai că pe nimeni nu interesează, absolut pe nimeni. N-am văzut să fie interesat de așa ceva nimeni de la București, nici partidele românești, nici partidele maghiare, care au beneficii foarte mari, fiind apendixul Fideszului în Transilvania. Și atunci, astfel de lucruri te descumpănesc și te întristează, dar în același timp le putem explica foarte ușor cum, tocmai prin această izolare a celor două comunități, care, vă repet, fenomen a fost observat încă din secolul al XIX și s-a scris extensiv, intens despre el, despre faptul că trăim în lumi paralele și vrem să avem cât mai puțin de a face unul cu altul. Și atunci, la 1860-70 și ceva, și astăzi în 2023, și în sprijinul acestei afirmații vă pot da un exemplu simplu. Sunt chestiuni pe care le discut cu studenții mei maghiari deseori și care îmi spun niște lucruri foarte oneste. Ei gândesc, să știți, asta este marele noroc și marele ghinion al urbanismului. Ei gândesc altfel. Oamenii la 20 de ani nu mai sunt ca părinții și bunicii lor. Deci viitorul, totuși sunt încrezător că sună bine. Însă, apropo de mentalități, și asta cred că e la fel de valabil și pentru mulți români, dar aici, în chestiunea asta, vă povestesc experiența cu o studentă din Secuime. Și discutam despre națiune, despre naționalism, era vorba despre această ideologie, despre originile națiunilor și așa mai departe. Și întrebarea mea a fost, apropo de celălalt, de interacțiunea cu celălalt, cu ce mare și așa mai departe, și întrebarea mea așa a fost, ok, ce s-ar întâmpla dacă te-ai duce acasă la, nu mai știu de unde era, de lângă Miercuri, Racioc, din ceva sat, și le-ai spune părinților așa, uite-te, mamă, tată, am venit la Cluj, știți, sunt studentă și acolo, oraș cosmopolit, oraș mare, m-am îndrăgostit și aș vrea să mă mărit. Ok. Și aș vrea să vă spun că o să mă mărit anul viitor cu Radu. Ce ar zice părinții tăi de o astfel de chestie? Și domnișoara respectivă, foarte degajată și extrem de ok din toate punctele de vedere, zice, știți ceva? Zice, vă spun foarte sincer, dacă aș face chestia asta și așa s-ar întâmpla, cred că tata ar face infarct. Și îmi spunea chestia asta cu o seriozitate maximă. Deci, asta se întâmpla cu un an, doi, trei în urmă. Și asta se întâmpla și la 1860-70-80. Deci, din unele puncte de vedere, să știți că s-au schimbat foarte puține în raportarea unora față de ceilalți cu ce mare. Și tocmai această autoizolare și incursiune în bula noastră, în cazul de față al maghiarilor, incursiunea asta i-a costat adoptarea mentală, sufletească a discursului putinist.
pentru că discursul de acasă, între ghilimele, este putinist. Și discursul din ceea ce ar fi trebuit să fie acasă, de aici, e pro-occidental. Dar el trece pe lângă. Din nou, în mare parte. Avem cifrele, nu există generalizări aici. Dar există cifre care arată așa. Să ne gândim la asta, să reflectăm la asta și să găsim căi de a ne apropia mai mult. Eu întotdeauna am fost adeptul acestei deschideri către celălalt, din toate punctele de vedere, prin școli mixte, prin cunoașterea celuilalt, prin organizarea tot felul de evenimente comune, adică de incluziune, nu de excluderea celuilalt. Chestia asta e fundamentală și cred că ar trebui să reflectăm mai mult la ea, atât unii, cât și alții. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că urmăriți acest canal, pentru faptul că vă abonați la el și îl recomandați și altora spre abonare. Mulțumesc pentru Facebook, Cristian Ivaneș Oficial, și desigur pentru susținerea canalului. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și să auzim numai de bine!